Cum te-ai despărțit de Gigi Becali? În condiții normale. Mea, nu știu, ți-a dat vreun sfat sau poate... Nu am vorbit, eu am vorbit agentul. Eu doar ce... Tu cât ai stat acolo, ai simțit că își impune el jucătorii în echipă sau cine a fost antrenor a gândit el cum l-a dus capul? Nu se poate niciodată un antrenor să facă ce vrea la FCSB. Și îi vede izinii pe colegii tăi, erau afectați de chestia asta, pentru că poate unii dintre ei se antrenau la capacitate maximă și le-au totul și aflau că nu joacă doar pentru că din ordine dinspre... Cu siguranță. Orice jucător era afectat. Pentru că tragi o săptămână, două, trei, dacă încolo, pe urmă, te lași pe ureche. Orice face, nu e ce trebuie. Ai prins startul ăsta de campionat la FCSB când lucrurile păreau că iau la vale, ajunseseră pe ultimul loc, erai și tu acolo, ajunseseră pe ultimul loc. Ce s-a întâmplat? De s-a produs aceeași schimbare? FCSB a apărut altă echipă în ultimele etape. Erau și foarte mulți accidentați în, la începutul sezonului. Doar asta era... Păi da, și nu se putea face o echipă de bază, practic. Erau multe improvizații. După câteva etape au început să aducă jucători. Crețu, Salomao, da, au venit pe parcurs. Da, plus restul noi care eram toți accidentați, majoritatea. Și ușor am intrat și noi, treptat. Crezi că Vintilă face el, conduce el echipa sau tot așa mai... Asta... conduce. O conduce el.